Caz halucinant în județul Mehedinți. După mai multe episoade în care și-a arătat neglijența și nepăsarea față de elevii unității de învățământ pe care o reprezintă, directorul școlii gimnaziale din Comuna Izverna, Marian Balaci, este din nou în centrul atenției, ca de fiecare dată cu lucruri negative. Acesta a luat lemnele de la instituția pe care o conduce și le-a dus la pensiunea pe care o deține. Marian Balaci deține o pensiune în Comuna Izverna și fiind și directorul școlii gimnaziale din localitate, s-a gândit să îmbine utilul cu plăcutul. Vineri seara, în jurul orelor 18 și 10, poliția a fost sesizată prin serviciul unic 112 despre un transport ilegal de material lemnos către pensiunea deținută în Comuna Izverna de către Marian Balaci. Din sursele noastre este vorba despre două mașini încărcate cu lemne care trebuie trebuiau să ajungă însoțite de aviz la unitatea de învățământ din comuna Izverna. Doar una dintre mașini a ajuns la școală, cealaltă fiind descărcată la pensiunea lui Marian Balaci. Ulterior, oamenii legii au găsit în curtea pensiunii cantitatea de circa 19 metri cub de material lemnos pe care l-au confiscat. IPJ Mehedinți a confirmat incidentul, luând toate măsurile necesare soluționării cazului. Prejudiciul estimat este de aproximativ 5.000 de lei. La data de 10 în anul curent, ora 18 și polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Baia de Aramă au fost sesizați de către un bărbat din comuna Izverna cu privire la faptul că la școala gimnazială Izverna a fost adus material lemnos cu un camion, iar o altă cantitate a fost descărcată la o pensiune din comuna Izverna. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Baia de Aramă, care urma verificărilor efectuate, au stabilit faptul că un bărbat de 57 de ani din județul Mehedinți trebuia să efectueze două transporturi de material lemnos la o unitate școlară. Un camion a fost descărcat la unitatea școlară, iar al doilea camion a fost descărcat la o pensiune din aceeași comună. Materialul lemnos în cantitate de 19 metri cub de diferite specii ce a fost găsit la pensiunea din satul Seliștea a fost confiscat și dat în custodia organului silvic în vederea continuării cercetărilor penale. Prejudiciul estimat este de aproximativ 5.000 de lei. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare. Marian Balaci, în funcția de director al școlii gimnaziale din Comuna Izverna, s-a remarcat prin piedicile pe care le-a pus tuturor programelor benefice pentru elevi, dar și prin hărțuire și abuz de putere față de profesorii școlii. Din nou, acesta demonstrează câtă importanță acordă bine lui școlii, folosind lemnele pentru încălzirea unității de învățământ în interes propriu.